Salutare, prieteni! Sunt Dragoș de la Olight România. Povestim astăzi despre Warrior X4. O lanternă ce a făcut istorie. A plecat de la, se numea M21, M22, multe, una mai bună ca cealaltă. În sfârșit au făcut un upgrade major, pentru că la un moment dat era Warrior X, că era Warrior X Pro, tot pe acolo erau. În sfârșit au upgradat cu adevărat această lanternă. Deci acum, cu mâna pe inimă, merită, orice variantă ați avea din urmă, merită schimbată. 2600 de lumeni maxim, 630 distanță de iluminare, 5 ani garanție, pe modul maxim e un pic mai complicat, vă explic. Deci are două moduri în care se poate seta, modul regular mode și tactical mode. Pe regular mode, high-ul e 2600 de lumeni, low 300, în tactical mode, practic modul cel mai mare e 1000 de lumeni și stroboscop, povestim imediat. Deci o lanternă în principal tactică pentru sau uz profesional, vânătoare, poliție, operațiuni de salvare. Deci nu este o lanternă de home use. Imediat o să înțelegeți de ce. Cutia. O cutie premium, așa cum e obișnuit Olight, cu magnețel aici, foarte frumos, pac-pac. O desfacem, avem celebra mulțumire de la Olight. Thank you for being part of Olight family. Și ne reamintește că pentru noi Olight face ceea ce face. Lanternuța. Facem repede un unboxing. Eu am mai desfăcut-o, să nu mă chinuie, mai avem un thank you acolo jos. Așa. Aici mai avem doar, manuale și un tablu de reîncărcare USB-C, USB normal. Bun. Care e treaba cu USB-ul ăsta? Ea în continuare se poate încărca și magnetic, dar ușor, ușor se bagă acea reglementare în care toate trebuie să aibă USB-C. Deci vă puteți achiziționa și bănuțul ăla dacă vă place mai mult, dacă nu folosiți USB-C-ul ăsta. Lanterna merge încărcată dual. Avem inclus usa asta, usa prin care se poate lumina. Cuprindere pe centură, e foarte bine fixată, adică ca să o scoatem trebuie tras așa în față, da? Și deci se fixează foarte bine. Ok, e binevenită și portul acesta. Hai să terminăm cu partea de încărcare. Deci odată se poate, v-am zis, încărca pe aici, chiar și cu bănuțul metalic, dar nu este inclus în pachet. Dacă aveți lanterne vechi, se pot folosi. Se desface acest inel. Pac! Și aici este mufa USB-C. Foarte bine protejată. Inelul ăsta merge foarte bine, adică nu e un șurub obișnuit, vedeți, dau puțin și el se dă foarte, se depărtează foarte repede. Mufă USB-C, intră aici ca pe orice telefon mobil, nu mai insist. Să vă și apropii puțin ca să vedeți mai de aproape cum arată. Arată într-un mare fel această lanternă. Deci e mișto rău, nu știu, îmi place maxim cum au făcut-o. Nu avem inelul ăsta de cauciuc, putem să o ținem așa foarte bine, așa, avem un grip foarte bun, așa, în fine, până și inelul ăsta are așa o scobitură aici, să ținem mâna aici, așa, și
un grip excelent. Acumulator mare de 5000 de mAh. 21.700. Da? Dedicat. Aici în spate se poate monta, bineînțeles, și orice fir, și firul acela tactic. Nu este inclus. Deci butonul cu multe funcții. Deci foarte mișto lanternă. Foarte, foarte, foarte mișto. Hai să vă arăt așa în prim plan, că după aia o să depărtez. Deci o construcție foarte robustă. Deci chiar e o lanternă tactică sănătoasă. Îmi place maxim cum arată. Și elegantă și foarte mișto. De mult n-am... Adică îmi plac upgrade-urile astea, nu doar facelift-uri. Da? Să vă povestesc puțin de buton. Deci, ca orice buton tactic de la Olight, pe adâncime, în adâncime avem două poziții de operare. Da? Deci dacă apăsăm mai încetișor, așa pleacă pe primul mod, dacă apăs, bag degetul ăsta mai adânc, pleacă pe al doilea mod, pe la mare. Da? Acum suntem în modul regular. Mic, mare, bun. Astea sunt apăsări scurte, vedeți? Apăs, iau mâna, apăs, iau mâna. Lanterna e prevăzută, butonul ăsta e prevăzut și cu momentarion, da? Adică apăs puțin, dar țin apăsat, când iau mâna se închide. La fel pe modul maxim și se închide. Bun. Ca să o trecem în modul tactic, da? Lanterna o lăsăm pornită și deșurubăm capacul până se stinge. S-a stins, apoi o închidem la loc. Au făcut-o în felul ăsta ca să nu se mai, că înainte era mai, te intra din greșeală în ăsta, acum n-ai nicio șansă. Așa, acum o apăsare scurtă intră pe modul cel de 1000 de lume, da? Un mediu spre mare, da? Iar la o apăsare până în capăt, intră pe stroboscop și rămâne pe stroboscop, da? Că înainte modelele trecute nu rămâneau și mă enerva maxim. Bun, același lucru funcționează și momentarion pe ambele moduri. Da, o apăsare scurtă și țin apăsat pe modul medium de 1000 de lumeni, eu mâna s-a oprit, stroboscop apăstare, am luat mâna s-a oprit. Bun. Modul ăsta tactic, foarte bine ales, se vând foarte multe în America și acolo poliția e dotată sănătos și Olight ascultă cerințele lor. Modul maxim, da? Deci pentru o utilizare de asta tactică, ăsta de 2600 de lumeni era mult prea puternic, adică un polițist, de exemplu, care verifică o cameră sau actele unei mașini sau o mașină, era mult prea mult, te orbea 2600 de lumeni, nu puteai să-l folosești, nu poți să-l folosești. Puteți încerca dacă nu mă credeți și atunci au scăzut la 1000. Bineînțeles, dacă ai nevoie distanțe mai lungi sau lanterna e folosită pe vânătoare, se dă pe maxim, că acolo avem nevoie de distanță. Bun. Deci cam așa se folosește lanterna. Pe modul de 2600 de lumeni, hai să-l dăm, că la noi e mai mult cu vânătoarea. Deci o aprindem și o desfac până se închide. Bun. Și o închid la loc. Perfect. Deci pe modul maxim 2600 de lumeni, lanterna bate cam 630 de metri. Da? Pe modul mic 210 metri. Bun. Pe 1000 de lumeni bate 400 de metri aproape, 390. Da? Ea e făcută încă o dată pentru activitate, că s-a întâmplat să fie cumpărată de oameni obișnuiți pentru camping, să spunem. Nu este cea mai fericită alegere. Bate departe, într-adevăr, vă puteți da mari cu ea, adică va lăsa toată lumea cu gura căscată, că bate mult, 630 de metri o lanternă de tipul ăsta. Dar în schimb nu e concepută pentru a fi folosită de zi cu zi, sunt
valorile mult prea mari, hai să zicem low ăla, dar lumina e concentrată, o să vedeți noaptea, adică nu vezi nimic ce e în jur. Deci nu e tocmai o lanternă pentru utilizarea de asta de zi cu zi. Da? E o lanternă cu aplicații profesionale, pentru profesioniști. Da? Încă o dată, poliție, salvare, deși și acolo, dar în fine, da? Operații de salvare, rațiuni de salvare, armată, poliție, pază și protecție, pe șantiere, pe avioane, să vezi unde ai nevoie de distanțe mai mari, da? Pază la frontieră, genul ăsta de aplicații. Da, este, pentru asta este făcută lanterna și, bineînțeles, pentru vânătoare, foarte mulți vânători o iau, pun o prindere de aia magnetică și ai pus-o pe armă și este absolut fantastic. Da, mai pui. Avem și set de vânătoare, o să-l prezint, dar eu acum prezint lanterna separat. O lanternă foarte mișto, deci foarte mișto, de mult n-am mai văzut o lanternă atât de un upgrade atât de bun. Chiar mă întrebam de ce nu se ocupă. Foarte lumina, foarte concentrată. Avem și această zonă exterioară care este importantă pentru astfel de activități, să vezi pe unde mergi. Da? Zona asta exterioară nu luminează foarte mult, la un moment dat se pierde, dar să zic 50 de metri așa poți lumina 40 cu zona asta exterioară. Cu halou ăsta care este imens, da, observați ce mă, acum eu țin la 20 de centimetri, da, diferența între cele două halouri, dar o să filmez afară ca lumea să vedeți. Deci cam ăsta este Warrior X4, o lanternă absolut fabuloasă, da? Deci merită upgrade-ul, arată absolut senzațional. Absolut senzațional, cred că e cea mai frumoasă lanternă tactică de la Olight în momentul ăsta. Da. Deci rămâi cu gura căscat așa, deci e hardcore așa, e mișto rău, mișto rău de tot, foarte mișto, foarte mișto. Na, bine că eu luat și prostiile alea, că oricum pot să spar geamul și cu ea, n-aveam nevoie de... Aveam niște biți de aia, dar nu puteam să cumpăr niciun geam, că spărgeam geamurile. Sau puneam pe... E bine așa cum e. Da? Lanterna este foarte, extrem de rezistentă, mai puțin atenție mare la geam, că geamul este unul de foarte bună calitate. Da? Este tratat antireflex, să treacă lumina, să nu schimbe forma. Deci, mi-a vorbit un inginer de la Olight, deci mai de geam. Deci e o nebunie, e foarte... Dar e geam, se sparge, adică n-ai cum să faci un geam rezistent, că aia e. Nu. Adică cu cât îl faci mai rezistent, cu atât își pierde el din... Și nu vrem asta, din proprietăți. La fel, lupa este, bineînțeles, este un bloc de aluminiu acolo. Oglinda aia de o se vede, care e perfectă și aici la fel este o poveste întreagă cu aparatul ăla de frezat și cum fac ei luciul ăsta așa, deci e o nebunie, e ceva, nici nu mai știu cum mi-au zis cât a costat, dar nu puteam să ziceam un ien de aia, dar lor, în fine, deci foarte mulți bani, dar doar ca să facă aceste oglinzi perfecte din metal. E ce frumos să vede. Deci cam asta este calitatea Olight, pe asta dați banii. Asta e partea vizuală, să spunem, cu un pic de tehnologie ce v-am explicat, dar o să vă arăt și o să vedeți cu adevărat capacitățile ei pe teren. O să vreau să-i fac, că de mult zic, dar n-am mai apucat. Să facem și testele alea de rezistență, că am mai făcut, dar s-au dus lanternele alea, nu se mai produc. Să vedem astea noi dacă sunt mai rezistente sau mai puțin rezistente. Eu zic că sunt mai rezistente. Urmăriți și filmările de noapte și testele de rezistență.
mănușile tactice, că tot suntem în domeniul tactic și tot felul de mănuși de la marca Mechanics, sunt americani considerate cele mai bune mănuși din lume. Astea de le port eu acum sunt High Dexterity 05, adică am o dexteritate absolut fantastică, deci pot citi și manual cu ea, îmi dau hârtie, așa este, dar am și protecție bună. Și le găsiți, suntem importatori direct, le găsiți pe site-ul Kappa Pro, cadra kilogram pro.ro, alături de toate, absolut toate brandurile pe care le importăm, foarte multe, da, și tot felul de chestii legate de domeniul tactic. Lanternele le găsim pe, sunt mai bine reprezentate pe olightstore.ro sau olightromania.ro. Cam asta este tot. Vă mulțumesc și ne vedem la testul pe teren. O zi minunată!